De la temperaturi aproape de limita înghețului la temperaturi de aproape 17 grade Celsius. Cu asta ne-am confruntat în această săptămână în cea mai mare parte a țării. Medicii specialiști ne avertizează totuși că această perioadă cu temperaturi care variază de la o extremă la alta este una dificilă pentru sănătatea noastră. Schimbările bruște de temperaturi ne fac vulnerabili în fața răcelilor sau a virozelor respiratorii. Nu sunt însă singurele probleme de sănătate cu care ne putem confrunta la începutul unei primăveri capricioase. Pe lângă virozele respiratorii, primăvara capricioasă ne poate aduce și alte probleme de sănătate, anemia, oboseala cronică și chiar depresia. Oboseala este un alt simptom care se poate manifesta în această perioadă, pentru că la trecerea între două anotimpuri, în general, organismul este carențat la ieșirea din iarnă, în cazul nostru, și, într-un fel sau altul, la intrarea în primăvară, se resimte. Există mult mai mulți pacienți care se plâng de astenia, dinamie, amețeli, tulburări de echilibru. Grijă mare trebuie să acordați și hainelor cu care vă îmbrăcați. Păi ne îmbrăcăm cu corespunzător. Adică nici prea gros, pentru că transpiri în spate, dar nici prea subțire. Știm să ne ferim de răceană. Cum ne ferim? Îmbrăcându-ne. Coțuică fiartă. Îmbrăcându-ne corect. Corect ce înseamnă? Corect înseamnă să ai o haină pe tine, fumar la gât, eventual un fez sau o căciuniță pe cap, că bate vântul și te poate lua curent. Cum te-a îmbrăcat, mama? Te-a îmbrăcat bine? Da! Îți place cum te-am îmbrăcat? Nici prea gros și nici prea subțire. Alimentația trebuie să fie și ea bogată în vitamine și minerale. Ar fi bine să începem să consumăm ceva mai multe fructe și legume, chiar dacă în principiu nu prea e sezonul lor. O să înceapă în curând, însă din cele care există, mai ales citrice, vitamina C, ne facem sucuri de fructe, smoothie-uri și așa mai departe, pentru un aport mai mare de vitamine și de minerale, pentru hidratare. Ceaiul verde este un bun o bună modalitate de a ne aduce antioxidanți în organism și ar putea să ne ajute și din acest punct de vedere. De temperaturi de aproape 20 de grade vom mai avea parte doar mâine. Vremea este în schimbare, cel puțin din punct de vedere termic. Dacă în aceste zile am avut valori termice chiar cu peste 10 grade mai ridicate decât ar fi fost normal pentru data din calendar, doar mâine vom mai beneficia de acest aspect primăveratic. În weekend, temperaturile vor ajunge din nou la normalul acestei perioade, mai exact la 6-7 grade. Această scădere accentuată a temperaturilor nu face decât să aducă vremea la normalul termic al perioadei în care ne găsim. Cei mai afectați de aceste oscilații de temperaturi sunt copiii și vârstnicii, dar și persoanele care suferă de afecțiuni cronice, precum diabetul, bolile cardiovasculare sau astmul. Cât mai durează căldura, dar și ce ne așteaptă zilele următoare, știe colega mea Alexandra Marin. Bună seara, Alexandra! Bună seara, Ioana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Chiar dacă am avut parte de o zi extrem de frumoasă astăzi, ei bine, și vântul a fost pe măsură. 8 județe au fost sub cod galben de vânt puternic, iar 4 dintre ele rămân în continuare sub atenționare cod galben până la ora 23. Asta înseamnă rafale de vânt destul de puternice, care vor ajunge chiar și până la 80 de km pe oră. Temperaturi, într-adevăr, destul de ridicate pentru perioada la care ne aflăm. Însă, atenție, nu vorbim despre un record. Acesta a fost înregistrat anul trecut, când tot în luna februarie am avut parte chiar și de 26 de grade Celsius. Ei bine, mâine vom avea parte de o zi extrem de frumoasă, de un cer senin și de temperaturi care vor ajunge până la 19 grade Celsius. Sâmbătă, într-adevăr, vremea se va strica, vom avea parte în mai toată țara de precipitații și temperaturi care nu vor depăși 10 grade Celsius. Duminică scăpăm de ploi, însă vremea se va menține rece, temperaturile se vor încadra între 1 și 10 grade Celsius. Meteorologii spun că primăvara este pregătită să-și intre în atribuții. Asta atât din punct de vedere al temperaturilor, care, după cum v-am spus, sunt în creștere, cât și din punct de vedere al instabilității. Asta pentru că în luna martie se pare că vom avea parte de destul de multe zile ploioase, dar care vor alterna destul de bine cu zilele senine. Momentan,